Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de-a 40-a ediție a analizelor economice. Astăzi vreau să discutăm un subiect care de mult nu l-am discutat, mai mult modul direct, chiar nu l-am discutat niciodată la analizele noastre economice, despre piața valutară a Republicii Moldova din 2021. Ce s-a întâmplat piața valutară? De ce vreau să discutăm acest subiect? Din simplu motiv că s-au întâmplat fenomene extrem de interesante, lucru care vor continua și în 2022, însă cu altă amplitudă și evident astăzi vreau să vorbesc despre piața valutară. Dar ceea ce interesează toată lumea, cursul valutar. Ce a fost cu leu în 2021 și cine așteaptă cel mai mult ce dorește să afle lumea, cine așteaptă în 2022. Foarte multe detalii exacte este greu să spui, totuși anumite tendințe foarte clar se vor vedea, iar pentru a înțelege despre cursul valutar și ce cu valuta noastră, nu poți fără a înțelege cu piața valutară, deci, deoarece cursul valutar a Republicii Moldova, ca și în alte țări, este formată din două elemente importante. Cerere de valută, oferta de valută și, evident, al treilea element care nu trebuie ignorat, intervenția Băncii Naționale pe piața valutară. Banca Națională, în mod normal, urmărește doar inflația și are instrumentul său de politică monetară. Însă, atât în 2021 cât și în alți ani, Banca Națională a intervenit destul de activ pe piața valutară din două considerente de bază. Primul considerent este pentru a nu permite fluctuații bruște a leului moldovenesc sau altfel spus, Banca Națională intervine pentru a lăsa leul moldovenesc să se aprecieze, să se deprecieze în dependență de tendința de piață, însă să nu facă acest lucru într-un regim brusc, de aceea Banca Națională intervine. Totuși trebuie să spunem că uneori, nu des, dar uneori, și aceasta s-a întâmplat în 2021, Banca Națională, intervenția ei mai degrabă înseamnă cu o intervenție pentru a nu permite deprecierea valutei în scopul de a stopa inflația. Să nu uităm că anul trecut noi am avut cea mai mare inflație din ultimii 18 ani de zile, iar în Republica Moldova, chiar dacă putem să vorbim despre piața monetară, rata dobânzii, totuși instrumentul de bază, în opinia mea, de stopare a inflației este cursul valutar. Atunci când tu consumi cel mai mult produse de import, în dependență de cursul valutar, depinde și prețul la mărfuri. Se depreciază leu, mărfurile cresc în preț, se întărește leu, mărfurile se stopează de crește din preț. De aceea, pentru a nu permite o inflație și mai mare decât am avut în 2021, Banca Națională, în opinia mea, a intervenit pe toată această perioadă anului pentru a menține leul și a ajuta populația să treacă acest șoc de creșteri de prețuri, care, încă o dată, repet, este cel mai mare din ultimii 18 ani. De aceea, Banca Națională, în opinia mea, a făcut, cred că ceea ce trebuia să facă, cu toate că agenții economici, producători autohtoni, strigă ca din gură de șarpe, de câțiva ani de zile consider că leul nostru este prea puternic și banca se află între ciocan și necovală. Pe de o parte trebuie să ajuți populația, în special în perioada de criză, să menții un leu puternic ca să nu ai prețuri mari, pe de altă parte un leu puternic lovește dur în agenții noștri economici. Toate puse cap în cap și înseamnă politica de intervenție a Băncii Naționale în piața valutară, echilibru, dezechilibru piața valutară și de rezultat cursul leului moldovenesc față de dolar și față de euro. Deci, doar vreau să mai reamintesc că în Republica Moldova se duce doar cursul față de euro, de leu-dolar. Față de euro se stabilește așa numitul cross-curs sau relație dintre euro și dolar pe piețele internaționale. De aceea noi ne interesează leu și dolar, iar referitor la euro, evoluția este legată strict de evoluția euro pe piața internațională față de dolar. Este o situație destul de complicată, în ce sens că la noi populația cel mai mare volum de tranzacții îl fac în euro, iar Banca Națională duce evidența în dolari. Și aici apare o discrepanță dintre populație și Banca Națională. Sper foarte mult că într-un viitor apropiat Banca Națională va duce cursul valutar deja leu-euro și nu leu-dolar și atunci nouă ne va fi cu mult mai ușor să facem analiză. Dar haideți să trecem la ceea ce vrem noi să examinăm și evident primul element este vânzările și procurările de valută din partea populației. Deci, cauza deoarece jucătorul de bază pe piața valutară este populația. Deci, pe de o parte avem populația care întotdeauna are vânzări nete cu mult mai mari decât are vânzări nete pozitive, pe de altă parte sunt agenții economici care au nevoie de valută. Deci, populația vinde valută, agenții economici fac procurări de valută. Și acolo se stabilește echilibru sau dezechilibru pe piața valutară. Însă, înainte ca populația să iasă cu vânzările nete de valută, noi avem două tipuri de tranzacții. Populația, pe de o parte, vinde valută, pe de altă parte, procură valută. Diferența dintre ce a vândut populația și ce a procurat este și vânzările nete de valută care intră pe piața valutară.
În 2021 noi avem două recorduri. Primul record este, avem un record practic absolut, sau zici comparabil cu 2013, în Republica Moldova, timp de un an de zile, populația a vândut 4 miliarde de dolari. Este o sumă similară cu 2013. Și în 2013 a fost ceva mai mult decât în 2020. Dacă aș fi dat două cifre după virgulă, ați fi observat că în 2013 apare 4,01, iar în 2021 apare doar 4,0. Deci noi avem în acest an o vânzare record de valută cu 600 de milioane de dolari mai mult decât anul trecut. Acest vânzare record de valută, în opinia mea, este condiționată de câțiva factori, unul dintre care este în anul de 2020, în an de pandemie, populația noastră a făcut economie de bani, nu a cheltuit bani. Cel mai clar exemplu care îl dau întotdeauna este odihnă. Cetățenii noștri preferă să odihnească peste hotare, ei cheltuie peste hotare 600-800 de milioane de dolari anual. În 2020 ei nu au plecat peste hotare, au rămas în țară, o parte considerabilă de bani au economisit, eu îi țin economisit, însă în 2021 o parte importantă din acești bani i-au aruncat pe piața valutară. Din acest motiv, și este unul din factorii de ce am avut o explozie a creșterii de importuri, și noi uităm că importurile la noi în 2021 au atins o cifră record, depășit 7 miliarde de dolari, estimăm undeva 7,32, deci unul din factori este populația, banii economisiți din 2020 au aruncat în 2021. Însă cererea de valută din partea populației a crescut considerabil în 2021, iarăși este legată de plecările peste hotare de odihnă, avem 1,6 miliarde de dolari cererea și oferta netă este 2,4 miliarde dolari, cu mult mai mult decât în anul 2020. Deci populația anul trecut a procurat valută de 4 miliarde, a vândut valută de 4 miliarde de dolari, a cumpărat 1,6 și oferta netă sau banii care a lăsat pe piața valutară este 2,4 miliarde de dolari. Este suma record din ultimii 8 ani de zile, mai mult am avut doar în 2013. Deci recordul absolut de vânzări nete de valută decât populația a fost în 2013 de 2,9 miliarde de dolari. De atunci noi niciodată n-am ajuns acest record. În 2021 am avut 2,4 miliarde de dolari, însă este cu mult mai puțin decât în 2013, dar este maxima cu excepția anului 2013. Următorul grafic, noi vedem vânzările nete de valută deja detaliată, nu mă voi opri foarte mult la acest grafic și vreau să trecem nemijlocit la cererea și oferta de valută de piața valutară. Deci, din câte ați înțeles, cererea și oferta de valută de piața valutară este formată din două componente. Oferta din partea populației, care în sumă exactă, eu am spus 2,4, dar suma exactă este 2 miliarde 383 de milioane de dolari, este suma pe care populația a vândut-o. Însă în 2021 noi am avut o situație fără precedent, când cererea de valută din partea agenților economici a fost cu mult mai mare decât oferta. Dacă vă uitați atent în toată perioada de anul din 2000 până în prezent, 20 de ani, în 20 de ani, noi în majoritatea anilor am avut un surplus de valută pe piața valutară, cu câteva excepții. Criza din 2009, când la noi am avut un deficit de valută, criza din 2014, când am avut jaful bancar și evident am avut deficit de valută, și 2020-2021. Anii precedenți, noi am avut această cerere de valută, acum și-am vorbit de unde a apărut această cerere excesivă de valută datorită consumului, era în anul 2021 a mai apărut un factor, criza energetică. De unde a apărut acest deficit de valută? Deci imaginați-vă că populația a vândut valută, însă cererea a fost cu mult mai mare. De unde a apărut această cerere? Sunt câțiva factori. În anul 2021, în mod special, dar acest fenomen s-a testat și în 2019 și în 2020, iar în mod special în 2021, populația s-a împrumutat din greu de la bănci. De ce înseamnă împrumutul? Asta înseamnă consum neacoperit cu producție. Deci eu voi produce cândva, deci eu când iau un credit și merg și cumpăr un televizor, eu încă n-am produs nimic, eu n-am exportat nimic, eu n-am făcut nimic, eu ați produc în anul 2023-2024, dar eu cheltui banii acum. Într-o economie mai mare sau într-o economie mai obișnuită, sau să spunem, mai normală, chiar îmi place și cuvântul normal, atunci când crește cererea, înseamnă
creștere producției. Numai nu în Republica Moldova. La noi când crește cererea legată de creditele de consum, atunci când oamenii cumpără frigidiere, mașini de spalat, aragazul sau tot ce mai cumpără ei pentru gospodăria casnică, această cerere nu creează producție locală, dar creează importuri. Și atunci imaginați-vă, oamenii au luat 3 miliarde de lei, 3 miliarde de lei și jumătate, au fugit cu ei la magazin și au făcut cumpărături. Agentul economic și face, ia toți acești lei și îi duce pe piața valutară. Și atunci noi avem o cerere de valută care nu este acoperită cu ofertă. Deci toți banii din sistemul bancar sub formă de credite de consum au fugit rapid pe piața valutară și s-au transformat în deficit de valută piața valutară. Și evident, Banca Națională a fost nevoită să strângă leuții aceștia și să dăie din rezervele valutare. Asta este prima componentă care la noi are loc deja 3 ani la rând. Nu este foarte mare, dar deja Banca Națională este puțin îngrijorată de acest consum excesiv a populației. Din acest motiv a făcut deja câteva intervenții pe piața monetară. Noi am vorbit despre aceasta, nu vom mai repede. Deci Banca Națională încearcă să descurajeze cumva acest consum abundent, care pe de o parte creează perturbații pe sistemul nostru financiar, pe de altă parte creează perturbații și pe piața valutară. Însă cea mai mare lovitură, vă rog să nu o luăm foarte tare, însă cel mai mare efect, haideți, când a fost lovitură, când l-am trecut ușor, cel mai mare efect al pieței valutare a fost totuși criza energetică sau creșterea bruscă a prețurilor la produsele energetice, în mod special la gaz. Imaginați-vă că guvernul a alocat 1,6 miliarde de lei care automat a venit pe piața valutară. Deci acești lei de la guvern, care au fost colectat sub formă de impozite, s-au transformat imediat, au ajuns pe piața valutară, deoarece a fost nevoie de procurat valută pentru ca să facem importul de gaz. Populația, iarăși, a fost nevoie să plătească un preț majorat la gaz, bani care au mers deodată pe piața valutară și leii noștri a trebuit să transformăm în valută. Dacă ne uităm la evoluția lunară a cererii și ofertei de valută, uitați-vă foarte atent, am dat și anul 2020, sper că graficul din spate îl vedeți, am dat anul 2020 și în 2021, dacă observați atent, pe tot parcursul anului 2021 noi am avut pe piața valutară un mic deficit de valută și apogeul a fost luna noiembrie și un mic ecou în luna decembrie. De fapt, tot ce s-a întâmplat pe parcursul anului este efectul cererii enorme a populației neacoperite cu producții, deci cu cererea populației de bunuri și servicii acoperite din credite, deci noi, leii noștri care am luat credite, am dus pe piața valutară și am creat un deficit pe tot parcursul anului și efectul s-a multiplicat în luna noiembrie și decembrie, atunci când a trebuit să facem achitările la gaz la un preț cu mult mai mare decât era prețul obișnuit. De fapt, dacă ne uităm atent, această decalaj de cerere și ofertă, care este cel mai mare, dacă ne uităm atent, deficitul de valută de pe piața valutară la noi în Republica Moldova în anul 2021 a atins 566 de milioane de dolari, este practic un record istoric. Ultima dată am avut așa ceva, o sumă similară, 569 de milioane de dolari în 2014. Eu am să mă strădui să formulez foarte atent că criza energetică și consumul abundent a populației au creat pe piața valutară aceleași perturbații care le-a creat și atunci când a avut loc jaful bancar, cu o mică diferență. Atunci noi am fost lăsați de unii singuri și a fost nevoie să intervenim cu resurse proprii și noi am epuizat rezerve valutare. Acum partea bună este că ne-a ajutat Uniunea Europeană, ne-a oferit bani care ne-au echilibrat piața valutară și ne-a ajutat Fondul Monetar Internațional. Drept consecință, dacă ne uităm atent, următorul grafic de pe piața valutară, Banca Națională, eu arăt intervențiile băncii naționale pentru a menține cursul valutar. Dacă ne uităm atent, pe parcursul anului 2021, Banca Națională a fost nevoită să vândă 305 milioane de dolari, este o sumă record din ultimii 5 ani de zile, deci Banca Națională a fost nevoită să vândă această sumă de bani pentru a menține cursul valutar. Pe tot parcursul anului 2021 și în mod special în luna noiembrie, dacă nu intervenea Banca Națională, mă tem să mă gândesc ce era să fie cursul valutar. Această intervenție a Băncii Naționale este una legitimă. Este evident că astfel de șocuri legate de creșterea bruscă a prețurilor resurselor energetice nu se întâmplă în fiecare zi și anume pentru aceasta și este nevoie de rezervele Băncii Naționale. Dacă ne uităm în dinamica istorică, Banca Națională în fiecare, pentru a menține cursul valutar, pentru a-și crește rezervele sale, ea procură valută de pe piața valutară și vinde valută de pe piața valutară. Și dacă ne uităm atent pe tot parcursul de la independență până în prezent, Banca Națională
internațională, are în prezent procurată de pe piața valutară 2 miliarde de dolari. Uitați-vă, în anul 2013, Banca Națională a avut procurată de pe piața valutară pentru a menține cursul valutar 2 miliarde de dolari, de ce a procurat dolari și ne-a dat 9 lei. A venit criza bancară din 2014 și după jaful bancar, Banca Națională a fost nevoită să vândă 1 miliard de dolari din banii care au acumulat-o de la noi, de la cetățeni. După aceasta s-a recuperat până la 2 miliarde 350 de milioane. Acum, pentru a menține cursul valutar, a vândut 300 de milioane, dar până la urmă, din perspectiva istorică, Banca Națională are în prezent procurate cu 2 miliarde de dolari mai mult decât a vândut. Deci, în prezent, Banca Națională are doar de pe piața valutară acumulate 2 miliarde de dolari. Să nu uităm că în afară de piața valutară mai există infuzii de capital în Banca Națională, fie din rezervele agenților economici, fie din granturile și împrumuturile pe care le contractează guvernul și ele intră în rezervele băncii naționale. Drept consecință, această criză, nu criză, dar această mică perturbație, că mai corect este, mică perturbație de pe piața valutară legată de consumul populației și criza energetică, a fost foarte ușor trecută de Banca Națională, mai mult ca atâta rezervele valutare practic nu au fost atinse. Să nu uităm că în afară de banii pe care cetățenii vând, mai avem și grantul care l-am primit la Uniunea Europeană și împrumuturi de guvern. Din acest motiv, în anul 2021, rezervele băncii naționale au atins un volum record de 4 miliarde 73 de milioane de dolari. După ce s-au făcut intervențiile băncii naționale, rezervele au scăzut până la 3 miliarde 773, însă la sfârșitul anului și-au revenit cu succes până la 3 miliarde 900 de milioane. Altfel spus, poate această criză energetică datorită suportului partenerilor externi a costat, ne-a costat pe noi doar 170 de milioane de dolari și rezervele băncii naționale s-au redus nesemnificativ și foarte repede și-au revenit. În luna ianuarie, în primele 14 zile, noi avem iarăși o mică reducere a rezervelor valutare, iarăși este legată de prețul la resurse energetice, Banca Națională este nevoită să intervine, dar datorită sprijinului și finanțării din extern, noi foarte ușor putem menține rezervele valutare, scurt pe doi. Piața valutară a Republicii Moldova este afectată de consumul populației și de criza energetică, însă pentru Banca Națională este extrem de ușor să intervină cu costuri minime pentru a nu permite evoluția într-o anumită direcție sau alta leului moldovenesc. De aceea, evoluția cursului leului moldovenesc în prezent este 100% dependentă de filozofia și politica Băncii Naționale în relație cu leul moldovenesc. Dacă Banca Națională consideră că leul moldovenesc are un curs care trebuie să fie și nu este necesar de intervenit sau este necesar de intervenit, acest curs poate fi ușor menținut, fără anumite costuri. Observați foarte atent, toate aceste intervenții de 300 de milioane de dolari practic nu au afectat rezervele valutare. Și acum haideți să trecem la cursul valutar. Noi am mai vorbit despre cursul valutar, dar astăzi vreau să dau câteva nuanțe noi despre care nu le-am dat și ați înțeles foarte clar. Cursul valutar al Republicii Moldova este strict dependent de cererea și oferta și intervenția băncii naționale. Dacă nu intervenea Banca Națională în 2021, atunci leul moldovenesc avea să aibă o depreciere destul de considerabilă, în mod special în luna noiembrie era să fie o depreciere de șoc. Însă, intervenția băncii naționale, pe care este cu costuri foarte mici și practic neobservată legată de rezerve valutare, ne-a dus la ceea că leul moldovenesc a trecut cu succes anul 2021, iar acum haideți să vedem care sunt evoluțiile lui de bază. Față de primele 10 valute, cele mai importante 10 valute, care sunt aceste valute? Am vorbit deseori, Republica Moldova are relații comerciale cu diferite țări, însă primele 10 țări le aveți în listă și noi în 2021 am avut următoare comportament. Leul moldovenesc s-a apreciat față de 5 valute și s-a depreciat față de 5 valute ale principalului parteneri comerciali. De fapt, anul 2021 este un an în oglindă a anului 2020. În anul 2020, am spus-o de multe ori, mă repet încă o dată, în anul 2020, datorită crizii pe piața internațională, s-au întâmplat câteva fenomene. Dacă luăm dolarul american de bază, atunci valutele din zona euro, euro și valutele din Uniunea Europeană sau valutele țărilor puternice din Uniunea Europeană, care sunt partenerii comerciali Republicii Moldova, s-au apreciat față de dolar, iar valutele regionale din țările în curs de dezvoltare, cum este rubla hrivna, rubla Belarus, rusească, lira turcească, s-au depreciat puternic față de dolar. Asta a fost în 2020. În anul 2021 a avut loc un efect în oglindă. Valuta
euro și din zona Uniunii Europeană s-au depreciat față de dolar, mai bine spus, dolarul s-a apreciat față de valute puternic, iar valutele regionale au reușit să recupereze parțial din pierderea lor din 2020. Și drept efect avem și leu moldovenesc, care a fost stabil și acum veți vedea, și el s-a apreciat față de euro și valutele din zona euro și s-a depreciat puțin față de valutele regionale. Lira turcească este ceva separat, lira turcească pur și simplu s-a depreciat și în trecut și anul acesta este o temă separată, poate cândva vom vorbi. Deci lira turcească a suferit cel mai mult, are aproape 40% de depreciere față de leu moldovenesc. Dar să lăsăm la o parte aceste valute, să luăm două valute de bază. Ceea ce interesează cetățeanul nostru este euro și dolar. Deci acestea sunt două valute care acoperă practic necesitățile noastre de bază și atunci când mergem la cursul valutar, noi rar utilizăm lira. Lira e interesat doar din aspectul de comerț extern. Din punct de vedere cetățeanului simplu, ne interesează cei cu euro și dolar. Uitați-vă atent la grafic. Am făcut un coș valutar din aceste două valute și am vrut să văd cum s-au comportat aceste valute. Să nu uităm că leu s-a întărit față de euro și a depreciat față de dolar. Însă mediu față de aceste două valute, leu moldovenesc în primele luni ale anului s-a depreciat până la 2,7%, apoi s-a apreciat până la 3,6% și la sfârșitul anului el a finalizat anul cu 2,7% mai puternic decât anul trecut față de acest coș valutar euro și dolar. Însă, în acest grafic, astăzi am considerat să ne oprim la un element extrem de important care cred că trebuie să vină subiect de discuție. Dacă vă uitați atent, noi avem un fenomen foarte neplăcut pentru anumite categorii de oameni de afaceri și lucrul acesta cred că trebuie să devină un subiect de dezbateri publici. Dacă vă uitați atent, în prima vară, leul practic de fiecare dată are o tendință de depreciere față de dolar și euro, iar în toamnă are un proces de apreciere. Până la final noi terminăm anul tot una. Însă se întâmplă două fenomene care au un impact extrem de puternic asupra agricultorilor. Dacă ne uităm atent, în primăvară agricultorii procură chimicale și combustibil pentru lucrările de primăvară. Deci exact atunci când agricultorii fac achiziții, leu moldovenesc se depreciază și atunci ei sunt nevoiți să plătească cu 3% mai mult numai din cauza cursului valutar pentru toate procurările lor sau cum spune inputurile lor pentru lucrările de primăvară. Ce înseamnă lucrul acesta? Asta înseamnă sute de milioane de lei pierdere anual. Deci Banca Națională trebuie să fie foarte atent la acest aspect deoarece politica ei valutară creează o senzație că se joacă în favoarea cuiva și categoric în defavoarea agricultorilor care, încă o dată vreau să menționez, producția agricolă primară și prelucrată constituie mai mult de 50% din exporturile noastre. Deci noi, prin acest curs valutar, care după mine creează anumite întrebări de ce așa se întâmplă, lovim în agricultori primăvara prin un leu depreciat, care înseamnă prețuri mai mari de achiziția bunurilor. În toamnă se întâmplă fenomenul invers. În toamnă, când producătorul agricol trebuie să-și vândă marfa lui și să o ducă la export, leu moldovenesc din contră se apreciază și atunci agricultorul primește în lei iarăși cu 3% mai puțin și asta vorbim de sute de milioane de lei anual. Deci agricultorii noștri anual sunt prejudiciați de sute de milioane de lei din două motive. Primăvara, când îi fac procurări, sunt nevoiți să cumpere cu 3% mai scump din cauza cursului valutar, iar toamna, când îi fac vânzări, sunt nevoiți să vândă cu 3% mai ieftin din cauza cursului valutar. Deci acest fenomen, Banca Națională trebuie să fie foarte atent la el și dacă vorbim că agricultorii reprezintă mai mult de 50% din producția noastră de export, atunci noi trebuie să fim foarte atent cum politica noastră valutară se corelează cu interesele producătorului nostru autohton, în mod special agricultorii. Această temă voi desfășura în mod separat. Noi am avut, Iris Viitor, am avut întâlniri cu agricultorii acum două zile unde am discutat toate aspectele și subiectul cursului valutar va fi dezbătut în mod separat, în mod independent. Astăzi doar am vrut să vă arăt că, din păcate, avem o realitate foarte neplăcută, bate în ochi și, dacă vă uitați atent, este vizibil un curs valutar categoric în defavoarea agricultorilor noștri. Primăvara este un curs foarte prost pentru ei și toamna este un curs extrem de prost pentru ei. Haideți să ne uităm cu stabilitatea valutară. Anul 2021, de fapt, este al cincilea an într-un șir de ani, când la noi leu moldovenesc
manifest o stabilitate din imediat. Printr-o aceasta am făcut un lucru simplu. Am luat care este cursul valutar în prima săptămână a anului. Dacă vă uitați atent, din 2018 până în prezent, cursul valutar față de dolar, 4 ani de zile a rămas neschimbat, a fost la 17,2 lei pentru un dolar. Anul acesta avem o ușoară depreciere a leului față de dolar, 17,83. La euro avem aceeași situație, să nu uităm că aici suntem dependenți strict de relația euro-ului și dolarului pe piața internațională. În acest an, leu este chiar aproape cu un leu mai puternic față de euro decât a fost anul trecut. Deci avem o stabilitate. Un alt indicator nou pe care nu l-am utilizat până în prezent, dar cred că este foarte interesant, este variația leului față de dolar, valorile minime și maxime. În acest an, variația leului față de dolar a avut cea mai mică variație din ultimii 15 ani. Dacă vă uitați atent, leul moldovenesc a variat de la 18 lei și 9 bani, cel mai înalt curs înregistrat în 2021, până la 17 lei și 19 bani, cel mai mic curs înregistrat în 2021. Diferența dintre cel mai mic curs și cel mai mare curs pe parcursul unui an a fost de doar 90 de bănuți, sau dacă vreau să arătați și ultimul grafic, după aceasta să revenim la graficul precedent, rog ultimul grafic, deci variația dintre cursul maxim și cursul minim a fost doar de 5,32%. Anul trecut, variația a fost cu mult mai mare, de 12,36% sau de 2 lei și 9 bani. Am avut 18,64 cel mai mare curs și 16,55. Un an mai prost am avut în anul 2015. Vă aduceți aminte când trebuia să scuturăm saltelele și când am avut șocurile valutare? Atunci variația leului timp de ani de zile a fost de 5,37 de bănuți. Ce vreau să spun? Că intervenția Băncii Naționale pe piața valutară a fost una benefică în sensul că noi am avut un leu stabil. Deci chiar dacă am avut un șoc legat de consum, chiar dacă am avut cel mai mare șoc energetic din istoria noastră, intervenția cu acuratețea Băncii Naționale pe piața valutară, ne-a dus la ceea că noi în 2021 am avut cel mai stabil curs al leului față de dolar de ultimii 15 ani. Ultima dată am avut așa un curs stabil, dacă vă uitați în ultimul grafic, de 4% în 2006. Deci de atunci niciodată nu am avut, am avut în 2016, dar este efectul anului 2015 când am avut niște șocuri prea mari. Iar în acest an leu a fost foarte stabil. Recomandarea mea pentru Banca Națională este să fie mai prudentă cursul valutar din primăvară și din toamnă, deoarece politica sa arată o ușoară ignorare a intereselor agricultorilor. Ce se va întâmpla în 2022? Cred că asta interesează toată lumea. Se vor întâmpla câteva fenomene. În opinia mea, epopeea aceasta de credite de consum care se aruncă pe piața valutară și creează un deficit pe piața valutară se va tempera în 2021. Șocurile energetice, dacă rezolvăm problema cu datoria, cumva o rezolvăm pozitiv, dar sper că vom rezolva pozitiv, se vor diminua în comparație cu 2021. Din acest motiv, eu cred că deficitul valutar în 2022 va fi cu mult mai mic decât în 2021. Ce va face Banca Națională? Eu cred că Banca Națională a trecut cu succes anul 2021 și leu moldovenesc a trecut foarte ușor pentru 2022. Sper că aceasta va face Banca Națională, este politica sa independentă, dar eu consider că leu moldovenesc în 2022 trebuie să aibă o atitudine de stabilitate cu o ușoară depreciere. Deci cel mai probabil că Banca Națională în 2022 va face niște intervenții prudente într-așa o măsură ca să-i permită leului să ducă într-o nouă linie de echilibru. Să nu uităm că în 2021 noi am forțat o leacă menținerea leului prin aceste intervenții de 305 milioane de dolari. Sper că 2022 Banca Națională va inflația va fi mai micuță, cel puțin în a doua jumătate a anului, estimăm că inflația va scădea, lucru care va permite băncii naționale să permită leului nostru să ducă la ușoară depreciere, de aceea cel mai probabil anul 2022 va fi caracterizat de o stabilitate a leului moldovenesc cu o ușoară tendință de depreciere. Iarăși, repet, aceasta depinde de decizia băncii naționale, dar cred că aceasta ar fi cea mai rațională decizie. Și ultimul lucru este mai mult o doleanță decât lucru care se va întâmpla. Sper foarte mult că fenomenul acesta negativ de depreciere a leului în prima jumătate a anului și aprecierea lui bruscă, deci deprecierea lui în primăvară și aprecierea lui puternică în toamnă, nu va mai avea loc în Republica Moldova, iar Banca Națională va avea o politică de intervenție pe piața
valutară în interesul cetățenilor, dar și în interesul agricultorilor, care, încă o dată repet, sunt cei mai mari exportatori în Republica Moldova, dacă luăm producția agricolă globală plus materie prelucrată. Asta am vrut să vă spun pentru astăzi. Vă doresc o zi bună și, încă o dată repet, analizele economice este o produs comun Iris Viitorul și Privesc Eu, ne puteți urmări pe pagina Iris Viitorul Privesc Eu sau pe pagina mea ioniț.md până data viitoare, când vom discuta un alt subiect de interes economic. Vă mulțumesc!